Intri pe tutorialevideo.ro, găsești un tutorial care chiar te interesează, dar ce să vezi, în limba engleză, iar tu cu limba lui Shakespeare nu sunteți în relații prea bune. Nu te panica, există două soluții, una de termen scurt și una de termen lung. Cea de termen scurt presupune să dai click pe Settings, alegi Subtitles, după cum vezi, default este off, cauți limba română în listă. Dacă nu o găsești, nu te panica, selectează limba engleză, mai apoi mergi și dă din nou click și selectează Auto Translate, iar din lista derulantă găsește limba română și selectează. Hai să vedem dacă chiar funcționează. Supply and demand are fundamental concepts in economics. Usually, they're represented by a graph like this. După cum vezi, funcționează. Evident, nu perfect. Dacă vrei perfecțiune, atunci trebuie să te apuci să înveți limba engleză. Iar pentru asta poți face un curs și îți dăm detalii în descriere dacă vrei să-l faci la noi. Îți mulțumim și te așteptăm oricând să revii pe tutorialevideo.ro.